Suntem obosiți, așa e oboseală. Domnul primar revine imediat, așa, într-un minut, două. Da, Ricky, deci noi am povestit mult, până vine primarul, vedeți pe aici tot felul de hărți, o să vedeți, e ca la primărie. Uite, mă pregătesc și o să devin primar, și eu n-am voie. Bun, Ricky, până vine primarul, hai să rup puțin din emisiune, să te întreb chestia asta cu ordinul care ar fi venit de la Dena Blaga. Acum, Aline, nu e un ordin precis, e o procedură, un set de măsuri. Când ți-am dat anumită... telefon aseară că eu știu procedurile, da. Că na, le-am mirosit. Ai lucrat în armată, nu s-a schimbat, deci nu e un ordin expres. Vine un semnal în care un anumit, eu știu, grad de atenție devine mărit, dacă sunt bineînțeles. Bun. Deci asta nu înseamnă să ne gândim cum a fost la Revoluție, Bradul cel Frumos sau Munții de Aram, înțeleg? A, nu s-a dat. Deci nu, nu. E o situație mai specială când, da. Când e o situație mai asta, să ridică gradul de vigilență, să spunem așa. Deci la asta se referă. De gradul asta, întâi. Ca urmare a măsurilor șoc spuse de șeful statului. Sigur, se așteaptă poate la ieșuri în stradă. Că no. se pot întâmpla. Bun, a venit domnul primar. Bună seara, domnule primar. Regăsit, domnule okay. Codoș. Bine, vă mulțumesc că ați venit. Sunt foarte multe probleme. Așa că vom intra direct în ele. Cu ce doriți să începe? Cu ce doriți dumneavoastră? Probabil că mai a început să devină arzătoare situația de la Colegiul Național. Acum, Liviu, chiar așa de Liviu foarte Rebreanu. Important. Eu consider că e mult mai important centura, dar... Nu. Sigur, discutăm despre Colegiul Liviu Rebreanu. Știți de ce spun că este mai arzătoare acea situație? Pentru că se începe o mișcare de comunicare negativă pentru compromiterea unui obiectiv absolut excepțional. Și mi-amintesc că în urmă cu un an și ceva, un an și jumătate, am început o luptă împotriva celor care... erau împotriva modernizării parcului municipal. Și au venit cu tot felul de lucruri. Până la urmă, prin discuții, prin dezbateri, am arătat că proiectul parcului municipal este un proiect excepțional și că merită susținut mai departe și că el va aduce o îmbunătățire a vieții din municipiul Bistrița, inclusiv din punct de vedere ecologic, iar ceea ce se face acolo nu va reduce numărul de celule care emit oxigen, ci va crește numărul acestora și sigur că proiectul parcului respectiv de aproape 4 milioane și jumătate de euro este depus pe programul operațional regional și va obține finanțare cât de curând. Dacă nu voi fi împiedicat, sigur, cum se mai practică în anumite zone să se blocheze proiecte din cauza culorii primarului. Sper să nu fie cazul. Și revenind la liceu, cred că este important să discutăm puțin despre proiectul respectiv, pentru că văd că în media locală apar denigratori ai proiectului respectiv, care nu este un proiect al meu, nici al PSD-ului, dar este un proiect foarte important care merită susținut. Domnul primar, haideți să vă spun, deci asta a fost la o întâlnire cu presa a Partidului Ecologist, Alexandru Toniuc, bun prieten de-al meu, de altfel, amic. Și de-al meu. A spus că, știți că și eu alerg dimineața pe acolo, pe la Liviu Rebreanu, uneori, domn Costic, uneori închisă ușa, alteori, nu știu de ce, mă rog, poarta. Și au spus că veți distruge absolut tot ce se întâmplă acolo. Asta, de aici plecăm. Haideți să punem planșa, pentru că toată lumea știe cum arată la Colegiul Liviu Rebreanu. Și am adus o planșă, care ne-am străduit să o și colorăm, ca să vadă cum va arăta după ce se va finaliza acest campus. Este adevărat, dacă puteți să prindeți un plan un pic mai mare, deci nu așa de detaliu, mai depărtați un pic, ca să se vadă tot complexul, un pic mai, atât, este foarte bine. Ceea ce este la ora actuală în campusul școlar Liviu Rebreanu, se știe. Ceea ce presupune acest proiect se vede din planșa care o avem și se vede bine și pe televizor și am să încerc să explic ceea ce se face acolo. Cred că pe ecran se vede și punctul meu roșu. Da, se vede. Bun. Deci aceasta este clădirea, monument istoric, care împlinește 100 de ani în anul acesta. La anul se vor împlini 100 de ani de când
ea a fost dată în funcțiune în mod oficial cu feștanea de rigoare. Această clădire va fi totalmente renovată cu remodelarea spațiilor de la subsol pentru a fi utilizate și în condiții actuale de școală, având în vedere numărul mare de elevi care a crescut. De colegiu vorbiți, de clădirea. Discutăm de clădirea principală. Aceasta este unul din obiectivele importante și cu cheltuieli importante. Apoi, tot referitor la clădiri, aceasta este clădirea școlii generale cu intrare din strada Ursului. Această clădire se va mansarda astfel încât să poată să fie mai multe clase, izolația termică care se va face pe toate clădirile care intră în campus, pentru că nu ne vom permite din punct de vedere energetic să mergem cu clădiri așa cum au fost făcute până acum. În continuare, tot pe strada Ursului, aceasta din colțul din stânga sus, este internatul. Internatul da. Se va mansarda, se va moderniza, iar la mansardă se vor construi și câteva garsoniere. Mergem în continuare. Următoarea clădire care se vede este cantina. Ea își schimbă locația. În acest moment este în această zonă unde arăt cu punctul roșu. Ea se va muta, va fi demolată și mutată în partea asta, astfel încât internatul să aibă un acces mai generos înspre baza sportivă. În continuare, sala veche de sport va fi remodelată și mărită, extinsă în direcția spre, să spunem, inspectoratul de fostul inspectorat de învățământ. Da. Se va adăuga un corp în partea de est a sălii, acesta pe care îl arăt eu, un corp nou, care va fi o sală mai mică pentru badminton, tenis de masă, iarna și așa mai departe. Clădirea din colțul stânga jos este școală generală, ea se va mansarda și va funcționa în continuare ca școală generală. Deci ceea ce am arătat până acum sunt clădiri existente. În continuare, pe locul actualei gropi, așa este cunoscut acolo, un fost teren de tenis sau primul teren de tenis, da. Și pe o porțiune din terenul de handbal va fi construită o sală de sport nouă, modernă, aceasta care se vede în această zonă. Apoi, în continuare, o altă clădire nouă care se va construi este cea din partea dreaptă jos, este școala elementară. Aceasta este prima clădire care se va realiza. Și acum, trecând la baza sportivă, vă rog să constatați că terenul existent actual de fotbal, care este înierbat și care este destul de greu de întreținut, mai ales de o școală, va fi transformat în bază sportivă cu patru terenuri, cele albastre, terenuri de handbal sau de fotbal cu gazon sintetic. Lateral sunt două terenuri marcate cu roșu, care vor fi terenuri de basket cu suprafață sintetică. Încă alte două terenuri de basket se vor construi în această zonă, lângă sălile de sport, tot cu gazon sintetic, cu suprafață sintetică. Pista de zgură pe care alergați dumneavoastră și probabil mai aleargă și alții, foarte mult, va fi lărgită cu mai multe culoare și va fi cu suprafața din tartan, astfel încât să nu vă distrugeți nici glezdene, nici genunchii alergând pe această pistă. În această zonă, pe lângă terenuri, vreau să mai adaug, vor fi mese de tenis pentru tenisul de masă în aer liber și mai avem o groapă de nisip în zona asta pentru sărituri. Tot ceea ce se vede cu verde sunt spații verzi existente sau care se vor realiza, deci suprafața spațiilor verzi din zona respectivă nu va scădea. Desigur că vor fi câteva amenajări, alei amenajate în această zonă și în această zonă, pentru că nu vrem ca lângă liceu să fie o pădure. Trebuie să fie un parc în care oamenii să aibă acces. Eu mi-amintesc când eram elev și trăia regretatul profesor Gubeș Liviu, dacă intram careva în parcul respectiv pe alee, riscam două șclepse, așa le numea, și eventual săpam o groapă de un metru pe un metru pe un metru 50, scotegeam pietrele de acolo și puneam pământul înapoi. Pentru că n-avea nimeni voie să intre în zona respectivă.